Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit la Arta de a fi! Mihaela Gherca sunt. Rețineți că ne puteți vedea și online pe www.columnatv.ro și pe pagina de Facebook Arta de a fi TV. Studiile în domeniu arată că există două modalități de a vedea viața și de a avea relații cu ceilalți. Una pare a fi optimistă și cealaltă pesimistă. În ediția de astăzi o să vedem până la ce vârstă și dacă, de fapt, optimismul se învață. Ne naștem cu el sau cum dobândim această trăsătură sau acest mod de a fi și de a ne raporta la viață. Alături de noi astăzi este Dumitru Irena pentru a doua oară la Arta de a fi. Mulțumesc pentru faptul că ai dat curs invitației. Ne bucurăm să fii din nou în platoul emisiunii Arta de a fi. Bună, mulțumesc și eu pentru o nouă invitație. Mă simt foarte bine aici la voi și o să revin de fiecare dată cu plăcere. Îți mulțumesc, cu atât mai mult cu cât în ediția de astăzi ne-am ales o temă foarte introversată, foarte interesantă și în același timp putem spune și controversată, pentru că sunt tot felul de păreri cu privire la atitudinea aceasta optimistă pe care o au unii. Sigur că da, mie mi-a plăcut foarte mult tema pe care ați ales-o, pentru că în ultima perioadă majoritatea televiziunilor dau decât subiecte negative. Deci vă felicit pentru acest aspect și mă bucur. Mulțumesc, am vrut să ies puțin și din patologie, ca să spun așa, că în cadrul emisiunii aproape de fiecare dată am abordat subiecte ce țin de sfera sănătății mentale. Acum am zis, ok, haideți să mai facem și altceva, să luăm ceva ce nu are legătură cu patologia. Mm-hmm. Și să ne spui tu optimismul acesta. El există? Este o atitudine superficială a vieții? Optimismul nu este o atitudine superficială. Există. De acest aspect se ocupă psihologia pozitivă și... Iată că avem de fapt și o ramură a psihologiei care se ocupă de acest aspect, sigur că da. Este foarte, foarte important să-l avem, dacă nu-l avem, să-l dezvoltăm. Anumite studii arată că este mai important să ocolim așa puțin pesimismul decât să dezvoltăm optimismul. Totodată, cercetătorii spun că persoanele optimiste reușesc mult mai eficient și mult mai mult în viață decât cei pesimiști și cu siguranță și noi suntem de acord. Cel puțin, chiar dacă întâmpinăm greutățile, privim detașat și putem merge mai departe, ceea ce este un lucru foarte bun. Ce înseamnă, de fapt, a fi optimist? Este un subiect complex și poate fi privit din perspectiva fiecăruia. Din punctul meu de vedere, a fi optimist înseamnă a fi persoana care știe să-și asume greșelile, care știe să piardă efectiv și care știe să meargă mai departe și să axeze pe soluții, nu pe problemele pe care le întâmpină. Pentru că la orice acțiune există soluții. Optimiștii sunt cei care văd întotdeauna partea bună a lucrurilor. Nu neapărat că văd partea bună a lucrurilor, dar o privesc detașați și pot, cum am spus, găsi soluții pentru a merge mai departe și pentru a găsi o altă alternativă de a-și atinge obiectivul propus. Deci nu neapărat văd doar partea bună. Optimist 100% nu cred că există. Poate fi învățat optimismul? Poate fi învățat optimismul, da. Da. Și se recomandă acest lucru. O amprentă importantă și o pun părinții în copilăria celor mici. Modelele parentale. Modelele parentale și ceea ce insuflă copilului. Dacă vor fi închistați și vor crește așa într-o carapace și nu vor fi liberi, nu cred că vor dezvolta optimismul necesar. Totodată, da, modelele parentale sunt de un real ajutor, doar că în societatea de astăzi, așa într-o viteză continuă, nu știu cât timp mai acordă părinții pentru acest aspect. Problema este că se va reflecta în adultul de mâine și putem trage aici un semnal de alarmă asupra părinților.
modul în care părinții încurajează sau critică anumite acțiuni ale copilului vor stabili atitudinea pe care el o va avea când va fi adult, dacă va fi va avea o atitudine optimistă sau una pesimistă? Vor stabili cu siguranță, pentru că din ce am văzut în practica mea, părinții au tendința de a critica copilul în momentul în care greșește și nu de a alege latura benefică, de altfel, pentru dezvoltarea unui comportament armonios, și anume de a-l lăuda și de a-l încuraja în momentul în care face un lucru bun. Deci, tocmai ce spuneam, ei se axează mai mult pe latura negativă. Probabil și lipsa de educație psihologică a părinților, că nu toți am studiat asta și nu toți știu care sunt metodele care să meargă la copii. Acum diferă și de copil. Dar important este să lăudăm copilul în momentul în care face ceva bun, în detrimentul faptului de a-l critica în momentul în care face ceva greșit. Bineînțeles că nu vom trece cu vederea, dar eficiența va fi mai mare cu lauda. Ne naștem optimiști, de fapt? Noi ne naștem optimiști, da, prin prisma evenimentelor trăite, prin prisma modelelor parentale în copilărie, pentru că acolo se dezvoltă, de fapt, personalitatea. Ajungem nu să ne pierdem neapărat optimismul, dar să se diminueze într-o mai mare sau mai mică măsură. Și depinde de la om la om. Depinde de la om la om, cu siguranță. Pot fi pesimiști întru totul, să nu mai vadă niciodată nimic bun în nicio situație, chiar și când există, de fapt, ceva bun, să nu mai vadă. Păi acolo ajungem la depresivi. Oarecum, da, sunt cazuri și cazuri, dar și acolo se poate interveni dacă persoana respectivă nu mai poate face față singură. Există specialiști care pot salva situația, să spunem așa. Este pesimismul o ușoară formă de anxietate? Este, da. Este o ușoară formă de anxietate care lăsat acolo undeva într-un colț și nerecunoscută de propria persoană va duce poate chiar la depresie. Practic ne menținem permanent neliniștiți? Tocmai, da. Nu vom avea eficiență. Menținem partea întunecată a lucrurilor. Nu vom avea eficiență, nu vom avea randament, nu vom găsi soluții, nu vom putea merge mai departe pentru că nu găsim motivația necesară. Vom considera că ni se întâmplă numai lucruri negative și nu vom mai fi motivați să mergem mai departe. Nu vom mai fi motivați. Optimismul ține de o gândire pozitivă și pesimismul de o gândire negativă. Sigur. Și da. Atunci, în funcție de gradul nostru de gândire sau de atitudine, cum vrem să numim optimismul acesta sau și pesimismul, noi avem sau nu avem energie. Da. Și putem vorbi aici de energie pozitivă sau energie negativă. Și atunci ne vom lovi de lucrurile acestea. Din ce vine această energie, de fapt? Energia pozitivă, energia negativă, din ce ne luăm noi aceste surse energetice? Energia noi o avem, ține de noi să o gestionăm într-un mod corespunzător în activitățile zilnice. Eu aș recomanda oarecum o organizare a activităților zilnice, chiar cu creionul și hârtia, pentru că trăind în vâltoarea timpului așa, este necesar creionul și hârtia. Eu rămân la metodele clasice, sunt atâtea, noi nu le neg, sunt de acord cu ele, dar mi se par mult mai eficiente acestea. Eu recunosc că am trecut la agenda de pe telefon. Și am trecut, dar nu. După ce agenda mi s-a terminat, agenda da. Fizică, am trecut la agenda electronică. Da, foarte, foarte eficientă, nimic de spus. Nu contează până la urmă suportul, că e creion și hârtie sau agenda sau important orice este altceva. Să fim organizați. Important este să fim organizați, ne organizăm timpul pentru a avea eficiență. Și pentru a ne doza energia. O metodă foarte bună ar fi metoda ABCDE.
de organizarea activităților zilnice, cotidiene, și să ne ținem de ea. Ce înseamnă, de fapt, să-mi organizez activitățile? Concret, se referă la faptul de a, nu știu, a mă gândi ce am de făcut astăzi și este suficient? Pot să spun că sunt organizat? Nu. Ok, dar ce înseamnă? Nu putem spune că suntem organizați. Știm foarte bine fiecare ce avem de făcut dimineața când ne trezim. Probabil știm de seara. Trebuie să ne stabilim activitățile care trebuiesc realizate în acea zi. Prioritar, da, prioritare. Activitățile pe care ne-am dorit să le realizăm, dar dacă le amânăm până mâine, n-ar fi niciun fel de problemă. Activitățile pe care ne-am dorit noi să le facem, dar timpul nu ne permite, spre exemplu, să citim o carte, să mergem la un film sau să ieșim cu prietenii, dacă nu le îndeplinim, până la urmă n-ar fi niciun fel de problemă. Activitățile care le putem ruga pe cineva să le rezolve în locul nostru, și ăsta este un aspect important și important este... și ar fi indicat să învățăm toți să, facem, să delegăm. Da, lucrul acesta și să avem cui să delegăm. Există prieteni în jurul nostru, cu siguranță, doar că trebuie să-i lăsăm să vină către noi și să ne deschidem către ei. Acesta cu anturajul este un aspect important, tot aici la optimism. Trebuie să păstrăm relații și timp de calitate să petrecem. Bineînțeles că trebuie să ne selectăm puțin anturajul. Ideal ar fi ca să avem în jurul nostru persoane optimiste, persoane care glumesc, care spun bancuri, care ne ridică moralul și starea de spirit. Oarecum se insuflă și vom reuși și noi să creștem gradul de optimism. Așa arată și studiile, faptul că o persoană optimistă este totdeauna dorită în cercurile de prieteni și să o ții cât mai aproape de tine. Da, da, da. Pentru că optimismul, de fapt, este contagios, ca toate emoțiile, de altfel, se transmit. Se și ia și în cercul de prieteni, la un moment dat, persoana pesimistă va ajunge să obosească pe cei din jurul său. Tot timpul plângându-se de probleme, tot timpul negativist, vor ajunge să le evite. Spuneai mai devreme de agenda. Cum pot eu să fiu mai optimist dacă sunt organizat? Cum ajută pe mine acest lucru? Ne ajută prin prisma faptului că vedem rezultatele. Noi nu trebuie să ne fixăm un target. Bine, ideal este să avem targeturi pe termen scurt, mediu și lung. Într-adevăr, ținte. Doar că vorbeam de zi, activitățile în decursul unei zile, vedem efectiv și putem, chiar dacă scriem, să tăiem activitatea pe care am îndeplinit-o, bun, am văzut că am mai făcut un pas, am crește motivația. Dozarea este un aspect important, dozarea activităților. O activitate poate să necesite mai mult timp, mai multe zile. N-ar trebui să privim așa pe ansamblu, ci fragmente micuțe care să fie îndeplinite și care să ne dea nouă satisfacția că am reușit să facem și să mergem mai departe. Organizarea este un aspect care crește motivația, care crește optimismul, care ne ajută foarte mult. Deci organizați-vă, o să ne organizăm. Da. Hai să vedem prin ce alte metode pot eu să fiu mai optimist. Îmi doresc, să zicem că îmi doresc să fiu mai optimistă. Deși am întâlnit în practica profesională persoane care spun că, de fapt, optimismul este, de fapt, o gândire superficială sau o raportare superficială la realitate. Cât este de adevărat acest lucru? Sau are vreo legătură, până la urmă, optimismul cu a fi superficial? Nu, din punctul meu de vedere, nu are nicio legătură. Ține de fiecare dintre noi cum privim realitatea, ce ne înconjoară. Acum, dacă deja este abordarea că optimismul este ceva superficial, există pesimism acolo. Putem, spre exemplu, seara, avem 30 de minute de relaxare. Putem citi o carte motivațională, putem privi un documentar de dezvoltare personală, unde ne învață foarte bine și în același timp ne și relaxează. Am mai spus despre anturaj, care ne ajută foarte mult. Da, cercul de prieteni.
care să fie optimiști, care să ne ridice și care să ne stimuleze totodată și pe care să-i avem aproape. Ceea ce am spus și cu delegarea anumitor activități din decursul unei zile, cum ai spus și tu, este important să învățăm să facem lucrul acesta, pentru că noi avem tendința să luăm așa totul asupra a noastră, să considerăm că ne descurcăm singuri și de fapt ne descurcăm până la urmă, dar ne este mai greu și cu un dozaj de energie mai mare. Bine ar fi să ce putem să delegăm, să delegăm. Aici e greu cu delegatul. Este greu pentru că e nevoie și de persoana care pentru să că de accepte. Multe ori nimeni nu face mai bine decât mine. De acord. Nimeni nu face mai bine. Și atunci, ce fac? Cum lucrez cu mine sau ce fac astfel încât eu să am încredere și să deleg? Pe tocmai asta este. Încrederea în cei din jur este un aspect foarte important. Și preliminar, până în momentul în care am ajuns să delegăm, se presupune că ar trebui să avem încredere în persoana respectivă, că nu delegăm oricui. Încrederea în cei din jur este foarte importantă. N-ar trebui să plecăm de la premisa că cei din jur ne vor răni, ne vor dezamăgi. Asta este tot o formă de pesimism. Până la urmă, până la proba contrarie, trebuie să acordăm credit. Și pesimismul acesta ne crește anxietatea. Ne crește anxietatea, cu siguranță, și culmea este că nu o să necesite nici foarte mult timp să facă lucrul acesta. Se va întâmpla rapid. Cu o zi, două, trei de stare din asta negativistă va avea efecte și pe termen lung, chiar și asupra sănătății noastre. Și ne vom obișnui și în starea aceasta. Va fi dificil să ieșim. Starea aceasta astenică. Da, va fi dificil să ieșim. Și atunci mai bine să prevenim decât să tratăm. Și cum facem? Că am vrea să prevenim, dar cum facem? Să fim conștienți de propriile trăiri, să fim conștienți că există soluții pentru orice problemă sau orice activitate pe care o desfășurăm, care inițial se preconizează așa foarte dificilă și greu de ieșit din ea. Să ne înconjurăm de oamenii cu care să petrecem timp de calitate, că doar de dragul de asta, la o mică bârfă, o mică discuție și gata, nu știu cât ne ajută, nu garantez că ne ajută foarte mult, și să ne acordăm timp și nouă. Cum am mai spus, putem citi o carte, putem să ne organizăm activitățile pe ziua următoare. Și putem face lucruri care ne aduc emoții pozitive. Despre asta e vorba. Și este foarte important. Chiar citeam zilele trecute un articol despre fericire și scria la un moment dat să postezi de fiecare dată pe un site de socializare fotografii în care ești fericit. Astfel devii un colecționar de fericire. Mi-a plăcut foarte mult expresia. Tot răuitându-te pe acele fotografii în care tu ai fost fericit la momentul respectiv, de fiecare dată retrăiești acea fericire când te uiți. Chiar dacă poate nu sunt cele mai bune momente. Am vorbit despre fericire. Exact. Sigur. Până la urmă, cel mai bun moment poate că n-ar fi niciodată. Cel mai bun moment este prezentul. Iar site-urile acestea de socializare ne induc și așa o stare, toți postăm că suntem fericiți până la urmă, că nu vrem să ne vadă ceilalți triști, dar în interiorul nostru nu știu dacă este chiar așa, și atunci mascăm oarecum și băgăm supreși și nu este deloc în regulă. Trebuie să ne acceptăm starea în care suntem și să o conștientizăm efectiv și să putem schimba ceva sau îmbunătăți. Am adus în discuție fericirea pentru că abordarea aceasta optimistă a vieții are legătură și cu fericirea noastră. Da. Pentru că o gândire și o abordare pesimistă, negativă a vieții nu prea ți aduce nimic benefic. De fericire. Exact. Nimic benefic. Și tocmai ce spuneam, că va afecta la un moment dat și sănătatea noastră fizică. Despre aceasta o să vorbim în partea a doua a emisiunii. Dragii mei, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim de îndată.